Au apărut informații pe internet, pe rețele de socializare legate de circulația trenurilor prin Gara Roman. Dumneavoastră ați spus una, același lucru spune președintele Consiliului Județean Ion Arsene. Adevărul se află unde? Adevărul se află totdeauna în matricea lui. Vreau să vă spun câteva lucruri aici. Eu sunt una din persoanele din municipiul Roma care circul cu acest tren. Fac naveta în mare parte la București cu acest tren. Și anul trecut, acest Interregio 1750 nu oprea în Roma. Și atunci am vorbit cu ministrul secretar de stat, Scrioșteanu, pe care l-am abordat de la Ministerul Transportului și am zis, dom'le, nu-i normal trenul să oprească în Dolhasca, care e jumătate din Pașcani, și să oprească în Pașcani, care e jumătate din Roman, și să nu oprească în Roman. Și atunci, la modificarea mersurilor trenurilor de anul trecut, s-a făcut această modificare. Astfel că trenul a început să oprească în Roman. Acest lucru este cunoscut de cei din Roma care fac naveta cu acest tren, pentru că avem un grup cam de 25-30 de persoane care fac naveta de la Roma la Bacău. Lucrează ori pe la aeroport, ori pe la unități militare, ori pe la companie multinațională și eu mă întâlnesc cu dânsii în gara dimineața, pentru că suntem lunea dimineață cel puțin, ei mergând în tot restul săptămânii, dar lunea dimineață ne întâlnim fiind navetiști împreună. Acum în noiembrie, la începutul lui noiembrie, mi-au sesizat unii din persoane care fac naveta cu acest tren la Bacău și mi-a zis foarte bună inițiativa asta să oprească, dar să știți că de anul viitor nu va mai opri. Dar de ce să nu mai oprească? Că va fi transformat din Interregio 1750 în Intercity 552. Și dacă e transformat ce? Păi nu, că nu va mai opri decât în capitalele reședință de județ. Și zice, păcat că îl pierdem. El era la 6:56 de minute sosea în Roman, la 6:58 de minute pleca din Roman. Atunci când am auzit acest lucru, am mers din nou la Ministerul Transportului în data de 20 noiembrie. Și am discutat din nou cu ministrul secretar de stat Scrioșteanu și i-am spus, uite, trenul acesta cu care ne-am vorbit, și zice, păi nu oprește, păi oprește, dar înțeleg că nu o să mai oprească. Lasă că vedem, discutăm, dar chemam pe directorul de la CFR Călători. Și a venit acolo, eram acolo, am dat mâna, am vorbit, uite, domnul deputat a discutat, zice, da, într-adevăr, este subiectul că Intercity nu oprește decât în capitalele reședință de județ. Și atunci eu am spus așa, da, dar haideți să o luăm pe logică, pe raționament. Domnule, pleacă din Suceava. Deci în județul Suceava, pleacă din municipiul Suceava. E reședință de județ, dar are o oprire în județul Suceava. Trece prin județul Iași. Iată, nu oprește în municipiul Iași, că nu trece prin Iași, dar oprește în Pașcani, care e jumătate din Roman și nu-i capitală reședință de județ. Zice, da, dar acolo e nod feroviar, adună vagoane de la Iași. Bun, merge mai departe. Trece prin Neamț, nu oprește. Ajunge în Bacău, oprește municipiul Bacău. E reședință de județ, dar oprește într-o stație în Bacău. Pleacă din Bacău, intră în Vracea. Oprește în Focșani. E reședință de județ, într-adevăr, dar oprește într-o stație în Vracea. Pleacă din Vracea, intră în Prahova. Oprește în Ploiești. E reședință de județ, într-adevăr, dar oprește într-o stație în județul Prahova. Pleacă din Prahova, oprește, nu, întâi Buzău. Și municipiul Buzău și oprește în Buzău, chiar dacă reședința are stație. Prahova la fel în Ploiești și București. Deci, practic, toate județele, salvo aceasta de județ prin care trece, oprește mai puțin în Neamț. Dom'le, pe cale de consecință ar fi fere să oprească și în Roman, din două motive. Să aibă o oprire în județul Neamț 1 și 2, Romanul e al doilea municipiu ca mărime din județul Neamț și primul ca valoare economică, ca mediu de afaceri. Atunci ar fi păcat să nu oprească și aici. Da, dom'le, logica dumneavoastră e corectă, stă în picioare, va opri. Cu mențiunea. Eu am fost în discuția asta pe 20 noiembrie, pe 21 noiembrie am pus postare și presa din Neamț a și preluat acea dată această postare mea, 21 noiembrie. Al doilea lucru, s-a făcut schimbarea mersurilor trenului începând cu 11 decembrie. Mersul trenurilor pe parcursul unui an este neschimbabil. Tot ce se adună, observații, discuții și așa mai departe, propuneri, se analizează și ele pot fi
ca observație, ca amendament, ca schimbare, la modificarea mersului trenului pe anul următor. Mersul trenurilor s-a schimbat din 11 decembrie. Din 11 decembrie până în 15 decembrie, când se spune că s-a intervenit să schimbe, acest tren a oprit în gara Roman. Pe cale de consecință a oprit și înainte de 11 decembrie, atunci când era Interregio, oprește și ca Intercity între 11 și 15, pentru că hârtia am văzut că e făcută pe 14 decembrie cu oprire din 15. 1. Era într-un mers a trenurilor deja dat în funcție. 2. Nu, și la mersul județean de transport, când se face o propunere pentru o comună să se oprească într-o anumită stație, intră analiză, intră la direcție, intră în propunere, tot durează vreo săptămână. Vedeți că aici, adică dacă s-a dat hârtia pe 14, când deja mersul trenurilor era schimbat și trenul deja oprea în Roman și a venit pe 15, dar știți că eu sunt în post și nu vreau să mă cer cu nimeni. Până la urmă, important e să se facă lucruri pentru județul ăsta și pentru orașul ăsta și pentru zona metropolitană și pentru Moldova asta. Până la urmă, indiferent cine face, e important să se facă. Dar pentru că m-ați întrebat și m-au întrebat și colegii de-ai dumneavoastră din Piatra Neamț, și au zis, domnule, dar dumneavoastră ați dat-o pe data aia, asta e acum, mersul trenul s-a schimbat pe 11, hârtia s-a făcut pe 14. Sunt niște necorelări. Pentru punerea adevărului în matricea lui firească, am răspuns la acest lucru cu toată sinceritatea. Dumnezeu să ne ajute că suntem în post, să mergem cu gândirea cea bună și să avem sărbători cu liniște, cu pace, cu bucurie și cu lumină. Eu înțeleg că, aproape de final, înțeleg că politica este la final și un fel de marketing, adică contează imaginea fără discuții. Da. Politica se bazează pe imagine. Dar întrebarea firească este, de vreme ce este, cum a spus și asta, este pentru interesul cetățenilor. De ce e important cine a realizat-o? Este important realizarea, așa cum a spus dumneavoastră, că în politică este foarte important și marketingul și politica, cum fotbalul e pe goluri, politica e pe voturi. Și atunci fiecare caută să se lipească de un anumit subiect în care să reușească să creeze o anumită simpatie, o anumită popularitate, inclusiv eu. Dar eu cred că față de alți oameni politici sunt atipii, pentru că eu vorbesc despre ce fac eu și ceea ce am făcut ca implicare și sigur că îmi postez, pentru că dacă tu faci și nu-i cunoscut, lumea s-ar putea să spună, ăla nu face nimic, nu mai merită să fie ales. Acum știți cum e, viața nu începe și nu se termină în politică. Dar e păcat atunci când este un lucru făcut corect, drept și adevărat, să nu se respecte așa cum a fost el făcut. Iar acest lucru și cred că am obișnuit pe Romașcan cu aceste lucruri. Ceea ce am obișnuit, am obținut și pentru Roman Bodă, și pentru salarizare, și pentru cei de la Petrotub, de la ArcelorMittal Steel, cu introducerea în clasa specială de vechime pentru obținerea pensiei, intrare în categoria specială, și cu trenuri. Sunt lucruri pe care le-am făcut în Roman și dacă le-am făcut și sunt dreptul meu, aici eu mi-apăr și nevoile, sărăcia și neamul, cum se zice, știți? Și asta eu am pus suflet în Roman. Eu cred că președintele Consiliului Județean are destulă treabă și are foarte lucruri serioase față de lucrurile importante care trebuie să făcute, cum e podul de la Luț, care ar trebui să ocupe și alte lucruri. Asta mi se pare un mizilic. Iar dacă l-am făcut eu, lasă-l, domnule, la ăla. Dacă vrea să zică că ați vorbit și el, a vorbit și el, eu nu mă supăr. V-am zis, suntem în post și nu mă supăr pe nimeni și până la urmă important e să se facă și să se realizeze lucruri. De asta nici nu vreau să fac un tam-tam din acest lucru, dar pentru că am fost întrebat, răspund și adevărul are, cum să vă spun, niște elemente de structură care odată devoalate îl arată în întreaga lui înfățișare. Iar aici sunt niște repere, niște termene, niște timing-uri care demonstrează că ceea ce s-a întâmplat este conform ceea ce am spus și am declarat eu. Vă mulțumesc foarte mult pentru lămuriri și pe final sărbători cu bine și... Sărbători cu bine tuturor! Eu zic că poate ne mai vedem. Vom face și acea acțiune aici la partid pe care o facem în fiecare an, să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi și sper să trecem sărbătorile cu bine și să avem un an mai bun. A fost un an greu, a fost un an nebun, aș putea să spun, pe toate palierele, care a surprins o suită de crize, de la criza pandemică, criza sanitară, criza politică, criza economică, criza energetică, criza geopolitică de aici din zonă cu războiul, toate au impactat negativ viața noastră. Sper că am ajuns într-un vârf al crizelor și sper că de aici ușor, ușor să putem să ne așezăm, să ne nivelăm și să intrăm într-o viață cât mai aproape de normal.
sigur, în fizică este principiul acțiunii și reacțiunii, știți? Așa și aici, odată deformată, e nevoie de un timp egal, de cel puțin egal, ca să ajungem la situația normală. Dar eu sper să ajungem măcar într-o situație de normalitate, care ușor, ușor să intre în firescul lucrurilor în 2 ani de zile, așa mi-aș dori eu cel puțin. Iar anul viitor să fie anul care să anunțe revenirea la starea normală. Sănătate, bucurie, sărbători cu bine tuturor!